Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanță Cripto. Bine ați revenit celor care sunteți deja pe acest canal, bine v-am găsit pe cei care sunteți noi pe acest canal. Astăzi vreau să fac un nou episod, zic eu, informativ și util pentru foarte mulți dintre voi, pentru că foarte des primesc cereri și întrebări, solicitări legate de monedele noi care urmează să se listeze pe exchanges sau monedele noi care s-au listat recent pe exchanges. Și foarte mulți dintre voi mă întrebați de surse, de unde putem lua informații și m-am decis să fac acest episod în care să vă fac câteva sugestii vis-a-vis de sursele de informare și ce trebuie să aveți în vedere atunci când ne uităm la o monedă nouă. Deci, în primul rând, aș începe cu CoinMarketCap, care are o secțiune în site, se numește New Cryptocurrencies. Da? Deci, pe CoinMarketCap găsim o secțiune unde apar monedele noi care se listează pe CoinMarketCap. De exemplu, astăzi s-a listat pe CoinMarketCap o monedă care se numește CryptoAccept. Vreau să fac o mențiune, eu acum vorbesc la modul pur informativ chiar și despre moneda asta CryptoAccept, adică nu este un sfat, investiți, cumpărați, nu. Vorbim doar informativ, da? Ca idee, această monedă CryptoAccept s-a listat pe Vindax și a avut un volum de 800 de dolari în ultimele 24 de ore. Și prețul monedei este de 0,000479, da? Deci nu este relevant. Ideea este că pe CoinMarketCap veți găsi această secțiune denumită New Cryptocurrencies și aici puteți vedea noile monede care s-au listat pe CoinMarketCap. Cred că este util să vă uitați aici pentru cei care vânați, să zic, monede cu potențial ulterior. În sensul, monedele, când o monedă nouă apare pe piață, prima dată toți cei care fac parte din proiect au în vedere listarea pe CoinMarketCap. Pentru că dacă o monedă nu există pe CoinMarketCap, oamenii nu o vor lua în serios. Da? Și prima dată se listează aici. După care, v-aș recomanda un site care se numește Cryptocurrency Alerting. Cryptocurrency Alerting este un serviciu, să zicem, plătit. Au și o variantă free, dar nu, cred că ne ajută foarte mult. Ideea este că ei monitorizează peste 30 de exchanges și anunță listările și vă pot anunța prin SMS, prin e-mail, prin Telegram, prin Discord, dau vreo 9 diferite metode prin care vă anunță unde se va lista o monedă sau unde s-a listat o monedă nouă. Ei mai au și alte servicii, dar acum vorbim doar de partea de listare. Altă chestiune interesantă vis-a-vis de listări. De exemplu, ieri vorbisem, astăzi fiind în 12 martie 2020, vorbisem de listarea Dego Finance pe Binance Exchange. De fapt, cu două zile în urmă, pe 10. În general, marea majoritate a monedelor, până să se listeze pe exchange-uri foarte mari, cum e Binance-ul, cum e Coinbase, cum e Kraken-ul, cum e KuCoin, cum e OKEX-ul, Huobi, da? Moda, trendul acum în industria cripto este listarea pe exchange-uri decentralizate. Și aici vorbim de Uniswap, vorbim de Sushi, vorbim de PancakeSwap. Sunt mai multe exchange-uri decentralizate, dar cel mai mare, cred eu, că în clipa de față este Uniswap-ul. Pentru că are și volum foarte mare și e targetat de foarte mulți. Ce vreau să spun eu prin asta? Dacă un serviciu de alertă sau căutând pe internet descoperim o monedă care va urma să se listeze pe un exchange mare, cu siguranță o putem achiziționa la un preț mai bun dacă o luăm de pe Uniswap sau de pe un exchange decentralizat sau un exchange mai mic până la listarea mare.
Vorbisem de Dego Finance acum câteva zile, da? Ei s-au listat acum ceva timp pe KuCoin Exchange. De la momentul listării până în prezent, ei crescuseră de 15 ori, da? Deci până să ajungă pe Binance. Foarte multe monede, dacă le luăm din timp, au un potențial destul de ridicat. Cu o singură condiție, să fim în bull market. Pentru că sunt multe proiecte care s-au lansat în bear market și performanțele lor nu au fost strălucite. Pe când, dacă un proiect se lansează în perioada de bull market, e ok. O altă, să zicem, mică garanție că un proiect are șanse să înregistreze creșteri este faptul dacă se listează pe Binance. Pentru că listarea pe Binance, se știe în industrie, este costisitoare. Și atunci logica e simplă. Dacă un proiect are bani să se listeze pe Binance, înseamnă că va avea bani și de marketing și se va lupta să crească ca valoare. Da? Deci, recapitulând, ne putem uita pe CoinMarketCap la zona de New Coins Listed, cu monede noi listate. Mai există un site de unde apar aproape toate proiectele, se cheamă icobench.com. Acolo este o platformă mai profesională în care se anunță proiecte, se prezintă advisorii, se prezintă structura proiectului, partea financiară, ce target au. ICO Bench era foarte la modă în perioada ICO-urilor, Initial Exchange Offering sau Initial Coin Offering. Acum trendul s-a mai calmat, nu mai sunt atâtea ICO-uri, nu mai sunt atâtea IEO-uri. Da? Ideea este că pe internet, dacă scotocim și mai ales în limba engleză, găsim foarte multe informații utile. Eu voi lăsa în descrierea acestui clip link-ul către Cryptocurrency Alert, link-ul către CoinMarketCap New Coins, link-ul către ICO Bench. Cred că mai este și un canal de Telegram care tot așa anunță, nu de Telegram, mă scuzați, un canal de Twitter. Deci voi lăsa aceste resurse. Eu în continuare sunt plecat din țară, deci nu am resursele tehnice să fac videoclipuri de calitate mai ridicată. Îmi cer scuze pentru treaba asta. Cred că mâine voi face un clip despre Dego Finance. Încă o dată vă mulțumesc pentru susținere, pentru încurajări, pentru like-uri, comentariile prietenoase. Sincer să fiu, uneori sunt deranjat de oameni care sunt răutăcioși și chiar nu înțeleg. Pentru că suntem un canal informativ, aici rolul este de a ajuta oamenii, nimeni nu este perfect, fac ceea ce pot. Unii sunt deranjați de faptul că am și niște business-uri în dezvoltare. E absolut normal, toată lumea trebuie să trăiască, nu trebuie să fim răutăcioși. Vă doresc spor în toate. Toate cele bune, să ne auzim cu bine!